Bună ziua și bine ați venit la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Primăvara Poeziei. Ich stehe also hier in Gott, immer noch mit Kivánunk, a Pölkészet Tavasz Versfesztivál 20. Kiadását. Acest eveniment este organizat de Consiliul Județean Sălaj, de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și de UDMR Sălaj. Rendezvényünket a Szilágy megyei tanács, a Szilágy megyei művelődés és művészeti központ, a Szilágy megyei tanfelügyelőség és a Szilágy megyei RMDS szervezi. Ne bucurăm că după 3 ani în care n-am putut să organizăm festivalul nostru. Örvendünk, hogy 3 évre adtam, hogy nem tarthattuk meg ezt a fesztivált. Mai ales din cauza restricțiilor impuse de autorități în contextul pandemiei. A hatósági korlátozások miatt a járványt illetően. Putem să ne vedem astăzi sub semnul poeziei. Jó, hogy ma ismét a költészet kapcsán találkozhatunk. Festivalul nostru a debutat astăzi cu întâlnirea ale scriitorilor maghiari și români în 5 licee din Zadar. A programul mai napon magyar és román költők találkozásával indult, a város 5 liceumában voltunk. Iar astăzi vă propunem, pentru început, un concert de excepție a violonistului maghiar Szolai Antal. Most pedig Szolai Antal hegedű művész előadását ajánljuk figyelmükbe. Apoi vă propunem un vernisaj al expoziției de pictură Muntele a Taberei de la Rimedia. Ezt követően pedig a Hegy című kiállítás megnyitója következik, amely a Torockói alkotótábor képeiből állt össze. Și apoi, în încheierea întâlnirii noastre de astăzi, tradiționala întâlnire dintre poeții români și maghiari. Și ezt fogja követi végül a hagyományos magyar és román költők találkozója. Mâine vor avea loc concursurile de recitări, atât din poezia maghiară cât și din poezia românească. Holnap pedig a versmondó verseny követ, tehát lesz majd magyar és román költőkerséből fognak előadni a gyerekek. Vă mulțumim încă o dată pentru participare și în continuare voi spune câteva cuvinte despre invitatul de excepție de astăzi aici la festivalul nostru. Köszönetet mondom még egyszer a jelenlétre és következőkben néhány gondolatot osztok meg önökkel az idei fesztivál meghívottjáról. Antal Szolai s-a născut la Budapest într-o familie de muzicieni. Tatăl, bunicul și străbunicul fiind tot muzicieni. A început studiul viorii la 5 ani, primul concert l-a dat la 6 ani. La 12 ani, superstarul de la Hollywood, Monica Bellucci, l-a introdus la un spectacol de gală UNESCO, transmis în direct de televiziunea RAI. Un an mai târziu a cântat pentru Isaac Stern, care a prezis o carieră strălucită pentru tânărul violonist. În același an, sub bagheta lui Paavo Jarvi a debutat la un concert de gală televizat în Suedia. La 15 ani a intrat în atenția publicului internațional cu ocazia interpretării concertului numărul de Porto în sala mare a Academiei de Muzică din Budapest, concert organizat cu ocazia împlinirii a 80 de ani al lordului Yehudi Menuhin. Menuhin a fost prezent la acel concert, considerându-l pe Antal Szolai unul dintre cele mai mari talente din câte am întâlnit. Studiile le-a făcut la Budapest și Bruxelles. În 2001 a studiat pentru o scurtă perioadă în clasa lui Pinchas Zuckerman. Sosirea în New York s-a întâmplat să fie pe 11 septembrie, evenimentele acelor zile marcându-l sufletește. În prezent, el trăiește într-o ambianță frumoasă și nișită pe malul lacului Polo, împreună cu soția și pisica preferată a familiei. Artistul cântă pe un instrument Stradivari, fabricat în 1733, care a aparținut renumitului artist maghiar Koroi Gyorgy.
Thank you.